dureri prea mari ca să știu ce am sau doctorul să-mi dea un diagnostic în momentul de față. Era de roșu acolo, intrarea lui Daua? Acum, sincer, nu sunt specialist să vorbesc, dar eu cred că n-ar trebui să ne rupem picioarele ca să dăm roșu. Nu știu. La ce durere am simțit, credeți-mă că joc de atât timp fotbal și n-am simțit în viața mea așa durere. Nu am văzut reluările, nici n-am apucat că m-a durut prea tare, o să mă uit, dar cred că sunt alții care poate să-și dea cu părerea. Doar că un simplu fapt, că l-au schimbat după 5 minute, asta îmi spune că era de roșu. Simți că e ceva grav? Ai spus mai devreme că n-ai nu știu, sper din toată inima să nu fie... Mă doare prea tare acum și sunt prea, nu știu, nu mă simt nici bine, sincer. Și sper să fie ok. O să văd peste 2-3 zile când se desumflă să fac un remene. Nu te mai ține mult că abia mai stai. Punct scos pe final și cursa pentru play-off continuă. Cum vezi finalul? Cred și... că am meritat acest punct. Eu cred că meritam mult mai mult. Am luat 2 goluri cum ne-am luat, dar cred că echipa a arătat spirit în această seară. Nu ne-am dat bătuți, chiar dacă probabil la 0-2 foarte multă lume deja era resemnată. Cunosc acest grup, mă antrenez alături de ei în fiecare zi. Încercăm să devenim mai buni de la săptămână la săptămână și cred că am arătat până acum, până în această parte a sezonului, că formăm un grup bun și putem face lucruri frumoase împreună. Tot scurt, vreau să ne spui dacă... Așa, când ai văzut prima reușită din teren a Roșii Albaștrilor, ți-a venit să crezi de acea... O să fiu sincer și vă spun ce am simțit în teren. Am început să plâng, sincer, că m-am accidentat, pentru că simțeam că putem câștiga acest joc. Simțeam în teren că nu avem cum să pierdem acest joc. Drept dovadă, de asta am și egalat pe sfârșit, pentru că am crezut de la început, știu cum ne-am pregătit și chiar dacă am plecat de la 0-1 și probabil psihologic este foarte greu, repet, cunosc acest grup și știu că putem face lucruri mari. Sergiu, mulțumim și multă sănătate. Seară bună, la revedere.